Recomandarea de a se prezenta la preluarea gravidei, de fapt, vine puțin înainte de sarcină. Recomandăm călduros ca orice tânăr, orice femeie care își dorește să rămână însărcinată, să se prezinte la medic împreună cu partenerul ei. Soț iubit chiar nu are relevanță, să se prezinte însă la medic pentru a fi luat în evidență și pentru a face câteva investigații de bun simț, un examen clinic care ne demonstrează dacă suntem în regulă, să avem câteva analize și în funcție de asta să știm să corectăm eventualele deficite. Odată trecut acest hop, deci consultul prenatal, consilierea prenatală a cuplului, vorbim despre perioada de sarcină. În primele 3 luni este grozav să ne prezentăm la medic, să fim luați în evidență, să se pună diagnostic de sarcină și să facem primele analize. Până luna a șaptea, mergem cel puțin o dată pe lună la medicul de familie și o dată pe lună sau la nevoie la ginecolog. Luna a șaptea, opta și a noua se merge de 2 ori pe lună la medicul de familie și cel puțin de 2 ori pe lună la ginecolog. Mai este de dorit să avem inclusiv un consult sau o ședință de consiliere împreună cu neonatologul și cu anestezistul, pentru că sarcina poate fi finalizată printr-o naștere spontană, dar care să necesite anestezie epidurală și nu în ultimul rând poate să necesite o operație cezariană. În concluzie, avem o echipă mai mare care ne îngrijește. Echipa este formată de medic de familie, asistentul medicului de familie, de medicul ginecolog, de moașă, de neonatolog și de asistenta de ocrotire din maternitate.